ziua! Mă numesc cu Daria Maria, am 10 ani și sunt elevă în clasa a 4-a la școala gimnazială Sfinții Treierea din Hanuconachi, județul Galați. Astăzi vă voi povesti despre cartea Pirați de Debara de Alec Blenghe. Această carte cuprinde o poveste fascinantă despre curaj, iubirea față de prieteni, prietenie, blândețe, dar și foarte multă răbdare. Trebuie să ai foarte multă răbdare să învingi un monstru care îți mănâncă încălțămintea, așa cum au făcut-o prietenii noștri. Și trebuie să ai foarte mult curaj ca să sacrifici sandalele cărora le spui noapte bună noaptea și le pupi ca să adoarmă, doar ca să învingi un monstru care la sfârșitul cărții s-a dovedit a fi prietenos. Așa au făcut prietenii noștri din carte și pe mine m-a făcut să râd foarte mult. M-a făcut să visez și să îmi dau seama că cândva o să pot să navighez și eu pe mare pe un porumb. Și mă bucur foarte mult că am citit această carte. Sper că v-a plăcut și că veți citi și voi. O zi bună și lectură plăcută!